Vă salut, prieten, bine v-am regăsit. Revin azi cu o nouă povestire și vă voi spune cum am semnat cu Cimentul Fieni, o echipă nou promovată la momentul respectiv în al doilea eșalon fotbalistic al țării, care era condusă de un apropiat al președintelui stelist, care era Daniel Gherasim, fostul portar al Stelei, care la momentul respectiv era președinte în Ghencea. Totul a început într-o după-amiază, când a venit Gherase, cum îi spuneam eu, a venit la antrenamentul echipei de tinere rezerve, cunoscându-mă din perioada când el apăra poarta Stelei. Eu, junior fiind, mă antrenam cu echipa mare și sâmbătă mergeam și jucam la echipa de juniori. A venit și m-a întrebat: "Băi, piticule, uite, îl cunosc pe președintele de la Cimentul Fieni, a venit la mine în birou astăzi, are nevoie de jucători, e echipă nou promovată, e aproape de București, să plătește binișor pentru divizia B, dar eu îți garantez că oamenii sunt corecți, îți dau banii, nu o să fie datorii dacă vrei să te joci, să te duci să joci acolo." Am zis: "Top, sigur că da, cum să nu, divizia B, da, vreau să mă duc." A zis: "Ok, îi dau numărul tău de telefon fix de acasă." Pe vremea aia nu apăruseră încă celularele. "Ce, o să te sune în seara asta sau mâine, ce, să te vezi cu omul, să puneți la punct detaliile și să te duci acolo. Da, aici n-ai nicio problemă, eu îți dau transferul, te dau un împrumut un an de zile, fără nicio problemă. Dacă avem nevoie de tine sau să te dăm în altă parte ca monedă de schimb sau ceva, te chem înapoi și te duci la mai bine. Nu-ți fac niciun fel de probleme, ce poți să semnezi fără probleme." "Ok, zis și făcut." M-a sunat domnul Necșulescu, președintele de la Fien, de la Cimentul. M-am întâlnit la Târgoviște, ne-am întâlnit. Ne-am înțeles în 5 minute. A zis: "Bă, uite, mi-a zis Gherase, eu asta pot să-ți ofer, n-are rost să stăm să negociem, să nu pot să-ți dau mai mult. Astea sunt condițiile la noi, suntem echipă nou promovată, nu sunt mulți bani, avem un antrenor foarte bun, îi plac jucătorii în stilul tău, joacă echipa, îi place să paseze, își creează multe ocazii de gol, avem nevoie de un atacant ca să o bagi în poartă." Antrenor era Marin Radu II, fostul jucător piteștean. "Și avem un gazon, unul dintre cele mai bune din divizia B, condiții bune la stadion, avem bucătărie la stadion, după antrenament să mănânc acolo, când să stăm în cantonament, ce stăm la... Avem 10-12 camere în oraș, acolo aproape de stadion, și condiții bune pentru divizia B." Zic: "Ok, domnul Necșulescu, gata." Am bătut palma. Câștigam, dacă nu mă înșel și sper să nu spun prostii, cred că în jur de 14-16 milioane pe an. Luam 1 milion și ceva sau 2 milioane, nu știu, 24 de milioane pe an, ceva de genul ăsta la divizia B, plus prime de joc, prime la goluri, întrecusem un contract. Am bătut palma cu omul, zice: "Ok, uite, îi spun acum lui Marin că ne-am înțeles, să nu mai caute alt jucător, că mai trebuia să vină nu știu cine de la Pitești, de unde cunoștea el, zice, mâine te aștept în Fieni, vii la stadion acolo, dacă poți să ajungi dimineața la 10, te prezint, îți fac legătura cu antrenorul și hai să-i dăm drumul la treabă." Mai erau, cred că 5 zile, o săptămână maxim, 7-8 zile până să înceapă campionatul, primul meci oficial. E în criză de efectiv. M-am dus dimineață, următoarea zi, m-a prezentat, am intrat în programul de antrenament. Toate bune și frumoase. Miercuri ne anunță: "Băi, băieți, știți că sâmbătă la ora 11 debutăm, fiind echipă nou promovată pe teren propriu. Joi dimineață, care sunteți din Târgoviște, din București, asta, să veniți pregătiți că să rămânem în cantonament." Rămânem în cantonament până sâmbătă la joc și mai departe o să vă spun eu programul după joc.
Am dus joi dimineață, pregătit, cu gentuța, frumos. Am făcut antrenament, am mâncat sub tribună la stadion, era o bucătărie cu o sală de mese, intrau 30-40 de persoane. Am mâncat acolo, hai la cantonament. Am întrebat și eu pe aia care erau mai vechi pe acolo, mai bătrâni, mai... Bă, dar zic, unde mergem? Ce, a, zice, stai că o să vezi tu, nu e chiar așa. Ce, mergem aici pe jos, zice, 5 minute de stadion la autobază, la garaj. Păi zic, nu mă, unde mergem să dormim? Zic, să stăm în cantonament? Să zic, unde stăm până sâmbătă? La ce hotel? Ce hotel, mă? Tu ești nebun? Tu unde te crezi aici? La Steaua? Ce, mergem aici, e autobaza de la nu știu ce fabrică, de la uzină, de nu știu unde. Și sunt birourile la parter și la etajul 1, într-o baracă de asta mai mare, ziceau, avem un WC pe hol acolo, un duș și s-au făcut 10 camere, câte 2, 3, 4 în cameră și ce acolo stăm. Bă, zic, aia mă luați la mișto. Am ajuns acolo, șoc, ce să vezi, totul adevărat. Paznic la poartă, barieră, tractoare, camioane, utilaje. Ne-a repartizat, na, care erau vechi și prietenici. Eu la camera 2, eu la camera 3, păi acolo stau eu cu Vasilică, ăștia care erau mai noi, 3-4 jucători, a rămas la urmă. Mai era o cameră de două paturi și una de trei sau de patru, nu știu. Ce, bă, Roberte, tu uite, te duci cu ăsta că e băiat, e și el nou venit, băiat serios, Boștină, care ulterior a ajuns la Oțelul Galați, datorită mie. Bine, el între timp a uitat, că știți cum e vorba, facerea de bine e puncte, puncte. A ajuns la Oțelul Galați, s-a împrietenit cu Meme Stoica, după aceea a ajuns la Steaua. O să vă povestesc într-un episod, un episod special, o să îl dedic lui Boștină, ca să vă povestesc cum a ajuns Boștină la Oțelul Galați. Și ne-am dus în cameră, a zis antrenorul, bă, până la ora 5 odihnă, la 5 vine cineva, vă trezește, vă anunță programul, zice, în principiu o să mergem la stadion, la sala de mese, era și sala de ședințe, mergem acolo, vorbim un pic de meci, mai stăm pe la stadion, pe acolo, prin tribună, ne mai plimbăm, la 7:30 mâncăm și ne întoarcem la cantonament. Cantonament care nu avea televizor, nici măcar televizor al negru. Era cantonament, era un fel de arest în unitățile militare, un pic mai dulce, așa că aveai saltea la pat. Nu era întuneric, aveai lumină. Ok, am fost, am mâncat, ne-am întors la cantonament. Ce să vezi? Dimineața la 5 au început oamenii să muncească. Marine, adu șufa, marine, adu cricu, marine, tractoare, camioane, porneau oia motoarele, ambalau tractorul, mă, hai mai dorm dacă mai poți în cantonament. Zic, hai de capul meu, zic, Doamne Dumnezeule, unde am ajuns? Asta e, zic, asta e, astea-s condiții, dacă nu zice nimeni nimic, ce să zic eu, acum a venit, făcusem două dușuri cu echipa, zic, asta e, astea-s condițiile. După 8 jumate, așa, dacă încă vrei să dormi, mai prindeai o jumătate de oră până plecam la micul dejun, la 9, 9 și ceva, mai prindeai că se linișteau ăștia, veneau la 5, ambalau alea, utilajele alea, scoteau mașinile, unii veneau, unii plecau, 7 jumate, 8, se făcea liniște, începeau să vină la birouri de fete, femeile, angajații de la birouri, mai făceau și ei o gălăgie pe la 8 și un pic așa se liniștea, mai furai un pic de somn. Asta a fost prima impresie cu cantonamentul, primul meci cu Poli Iași, echipă care avea obiectiv promovarea, buget, antrenor Ion Moldovan cu jucători de până divizia A. Ne-a spus Radu Doi la ședință, bă, zice, echipă nouă promovată, jucăm acasă, o să fie tribuna plină aici la noi la stadion, sperăm să facem un rezultat bun, i-a prezentat un pic. A fost treaba bună, am câștigat cu Poli Iași, am dat gol, am debutat cu gol, am câștigat, toată lumea fericită, mulțumită, domne, gata să faci o echipă frumoasă la Fieni,
Dar am bătut pe ăștia care sunt candidați și-au anunțat intențiile să promoveze. O perioadă frumoasă, o perioadă frumoasă la Fieni. Cu rezultate am stat doar 10 etape, dacă nu mă înșel, în care am marcat 8 goluri. După aceea au apărut niște discuții financiare și cam mai peste tot, când m-am simțit nedreptățit sau mințit, m-am dus, le-am spus-o în față, corect, drept, mi-am luat gentuța și am plecat la București. Dar despre Boștină, fotbalistul Boștină de la fosta Steaua București și alte aventuri de la Cimentul Fieni, cum am ajuns să locuim în scara unui bloc unde făcuse clubul din Rigips niște camere ca să ne mute de la garaje de acolo și cum a ajuns Boștină, fotbalist de divizia A la Oțelul Galați, vă voi povesti într-un episod viitor. Până atunci, nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, până la urmă vă va vedea cineva.